Bun găsit tuturor! Oamenii sunt nemulțumiți în primul rând de măsurile de restricție. Vorbim de sute de persoane care se află în acest moment în Piața Victoriei. În momentul în care au ajuns, să știți că oamenii, cei mai mulți dintre ei, nu purtau mască de protecție, iar jandarmii au fost în mulțime, le-au cerut oamenilor să respecte această măsură, însă în continuare vedem că sunt persoane care nu poartă mască de protecție și nici nu respectă distanța fizică. Vă spuneam că sunt nemulțumiți de măsurile de restricție care vor intra în vigoare de luni și le spuneau autorităților să le ofere libertate, deși suntem în plină pandemie. S-au dat câteva sancțiuni, deja ne-au spus jandarmii. Vorbim de un eveniment care a fost organizat pe rețelele de socializare și la care s-au înscris aproximativ 10.000 de persoane. Rămâne așadar de văzut până la urmă câți vor ajunge în această seară aici în Piața Victoriei din capitală și dacă autoritățile vor ține cont de revolta oamenilor.